Bună seara, prieteni! În vlogul ăsta vreau să vă arăt ce am reușit să filmez azi la Consiliul cu Țiganii. Am reușit să stabilesc o întâlnire în care sunt toți țiganii judecători alături de mine. Am stabilit că o să facem sâmbătă asta, până la urmă judecata o să se țină. O să fac asta cu dânsul pentru că, prieteni, credeți-mă că m-am săturat. Nu mi-este drag să fac vloguri pe tema asta, dar fac vlog pentru că atunci când dânsul face un vlog și spune ce vrea el, spune lucruri care sunt în avantajul lui, nu vreau să vă creați impresii proaste despre mine, să luați... Bine, dânsul asta vrea, el vrea să pară că poți, vrea să fie mereu înainte, vrea să... În fine. O să merg, prieteni, și la tribunal, am spus acolo la judecător, n-am reușit să filmez mult. Am spus la judecători acolo că eu vreau să merg la tribunal ca să stabilim și unde o să stea David ca să stea la mine. Dar încă nu știu ce să fac cu David pentru că nu prea înțelege și nu stă prea mult la mine. Se cere mai mult acolo. Și până într-un final să stabilim asta cu situația asta pentru că m-am săturat. Că am văzut în comentarii, îmi scria cineva că nu am... subiecte pentru vloguri și de asta continui pe tema asta. Nu mi-este drag să fac vlogul pe tema asta, dar fac pentru voi pentru că nu vreau să vă creați impresii proaste. Cum spuneam, prieteni, nu vreau să-mi strig relația cu voi. Vreau ca totul să fie bine, să-mi văd de treaba mea, să-mi văd de viața mea, de viața lui, dar singura mea problemă mare este David. David nu mă înțeleg cu el, nu știu ce o să fac cu David, degeaba zic eu că o să vreau să se stabilească ca David să rămână la mine, dar nu vreau să se simtă David rău, să simtă că l-am luat de undeva, de unde el a crescut și a copilărit în 6 anișorii lui, el acolo a stat. O să fie greu. Dar sper să găsim o soluție pentru asta. Sper ca totul să fie bine, să se clarifice odată treaba, să stabilim odată cu judecata și cu toată lumea, să fie totul bine. Pentru că m-am săturat de stresul ăsta și m-am săturat de toate cuvintele. Sunt o grămadă. Sunt multe vorbe, zvonuri și o grămadă pe care nici măcar nu le mai iau în considerare, las totul așa și iau totul așa cum vine. Cum am mai spus, aștept să fie și tatăl meu lângă mine și părinții mei să stabilim odată ce o să se întâmple, prieteni. Pentru că este destul de urâtă situația. E într-adevăr, cum au spus și țiganii, că este un copil la mijloc, dar dacă nu ne înțelegem și dacă am încercat de mai multe ori să fim bine, i-am oferit mai multe șanse de mai multe ori, de nu-ți n-a luat în considerare asta, n-a ținut cont de nimic, respect, nimic. Tot ce contează într-o familie este respectul și înțelegerea. Atâta tot. Dacă nu sunt astea două, n-are cum să fie bine. Prieteni, eu vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și pentru asta o să vă și țin la curent cu tot ce o să se întâmple, ca să știți, pentru că eu de acum înainte eu vreau să mă țin de YouTube, vreau să fiu bine. Pentru că în tot timpul ăsta am învățat ceva, am învățat că cel mai important lucru în viață este să fii fericit și să ai sănătate. Asta contează cel mai mult. Celelalte lucruri sunt lucruri care vin și pleacă. Așa că eu de acum înainte vreau să-mi văd de viața mea și să fiu bine. Să termin odată cu tot balamucul ăsta. Deci, prieteni, vă las să urmăriți filmulețul de la Consiliu. Tot fanii de pe YouTube. Bulibașa de la Strehaia. Suntem aici la Strehaia, avem o judecată cu
Madalina și cu Dănuț. Madalina a venit a apela la noi, la judecători, la domnul Inel, vicepreședinte, președintele de Timișoara, pe Timișoara, domnul președinte Țucăle din Avena Mența, Jana Mența de Mehedinți, domnul procuror Zamfira Mihai, domnul Rafael, vicepreședinte de la Avena Mența. Avem o ședință, vrem să mergem, avem ședința asta, trebuie să mergem să rezolvăm cu Mădălina. Ne-a chemat Mădălina, ne-a făcut o cerere, vrem să o ducem, să vedem ce facem cu Dănuț, care au fost problemele în, la noi aici în oraș. Vreau să-i dau cuvântul domnul vicepreședinte de Mehedinți. Da, rezolvăm problema și fiecare om să-și vadă de treaba lui. Fiecare persoană, fiecare femeie, fiecare iubită sau cine o fi, să-și vadă de treaba ei, pentru că aici este o familie întemeiată, sunt copii la mijloc și nu vrem să ajungem la despărțit. Și a venit și domnul procuror, domnul procuror general de Strehaia. Dacă nu înțelege orice persoană să ne lasă țiganul în pace, îi facem stabor țigănesc și o punem la plată să plătească cât n-are moroale, părca. Daune moroale. Daune moroale și distrugem de familie. Trebuie să stabilim, să vedem de ce s-au încertat Mădălina cu Dănuț, că au intrat alții în familia lor, vrea să-i despartă, au un copil. Își vadă de treaba ei. Domnii Caranuți. Pagă tu, o să legăm noi pe el și o să-i dăm mandat să stea numai acasă. Da, da, da. Domnilor, toți fanii de pe YouTube, de pe Promoza, vrem să facem o judecată dreaptă. Dacă Mădălina e de vină, o să-i dăm o sancțiune mare. Dacă e Dănuț, o să rezolvăm și că o să-l amendăm. O să facem, noi vrem să facem un stabor drept, să-i ajutăm familia asta, care ne-a apelat la noi, la judecători ăștia din Strehaia, la staborul, la staborul din Strehaia. Dacă sunt de vină, plătesc. Cine e de vină, plătește. Dar urmează să chemăm și părțile. Domnul, vreau să ia cuvântul domnul de la Timișoara, domnul vicepreședinte de Timișoara Monac. Mulțumim la toți prietenii care ne vedem pe Facebook. Facem staborul ăsta, ședința țigănească la noi în orașul Strehaia, fără să vin alții din alte județe să ne facă ședință la noi în oraș. Rămâne stabilită ce facem noi, oricine președinte își face ședința țigănească la el în județ. Da. Când suntem noi la noi în județ, nu acceptăm pe altcineva la noi în județ. Vă mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte, probleme de mesaj de junte. Domnul președinte, la Avena Mența, pe județul Mehedinți. Da, o să facem în așa fel să unim familia lui Mădălina cu Dănuț. A intrat în familia noastră. Suntem judecători și facem judecata asta. Vreau să fac o judecată dreaptă, să știe toată România. O să luăm legătura cu copiii, cu familia ei. Mădălina, l-am judecat pe Leo. Am reușit judecata. N-am mai venit 5 ani în oraș. După aia Leo e undeva. Lui Dănuț o să-l pun, dacă a făcut faptele ăștia grele, o să-l pun la foc, să fac de ardei iute, să-l țin acolo 3 zile, să stă la... Cu ochii la, în ardei iute? Da. Da. Pe deapsa lui. Păi Dănuț ar trebui să plătească, nu eu. Păi nu să știe. Să eu dacă eram vinovată cu ceva, nu mai aveam eu drept să-mi cer eu galbenii înapoi. Noi trebuie să facem judecat. Dălina, trebuie să facem noi judecători, să vedem cine e de vină. Poate ai greșit tu față de Dănuț, de s-a dus la alta. Nu e adevărat. Păi asta trebuie să vedem noi judecătorii. Da. Noi o să ne analizăm astăzi, o să te ducem acasă la bărbatul tău și să facem un stabor mare și să vedem cine e de vină. Poate analizăm să vedem, poate ești tu de vină, poate l-ai greșit tu sau a greșit el. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Sâmbătă la de fanilor de pe YouTube, sâmbătă să fiți prezenți cât mai mare, mai multă lume să fiți. Și să ne vedeți la sâmbătă, mergem să facem staborul la Mădălina și la Dănuț. Vă mulțumim și la revedere!